Marți 10 mai, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu împreună cu ofițeri din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în parteneriat cu Primăria Municipiului și Consiliul Județean, au desfășurat o campanie de prevenire a corupției pentru conștientizarea de către cetățeni cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție. În acest sens, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, atât pe sensul de intrare în țară, cât și pe sensul de ieșire, ofițerii din cadrul DGA și ITPF au înmânat cetățenilor români și străini obiecte promoționale constând în flyere și pixuri inscripționate cu mesaje anticorupție, cât și cu informații de interes public privind linia Telver de anticorupție. De asemenea, cetățenii au fost informați cu privire la competența legală a Direcției Generale Anticorupție, modalitatea de sesizare a faptelor de corupție, respectiv că pot apela gratuit din orice rețea de telefonie linia Telver de anticorupție 0800 806 806.